Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Am petrecut împreună câteva seri în care ne-am gândit la caracteristicile omului lui Dumnezeu și ciclul acela de lecții s-a numit Trebuie să fim. Noi toți trebuie să fim așa în calitate de oameni născuți din nou. Aș vrea să continuăm acum și începând din seara aceasta să privim la predica de pe munte, la cuvântarea de pe munte, la fericirile din Matei, aceste trei capitole, 5, 6 și 7, și să înțelegem că acest pasaj care se întinde pentru trei capitole din Matei este un loc care are o importanță specială în cuvântul lui Dumnezeu, mai ales pentru faptul că este așezat la începutul primei Evanghelii. Care este scopul predicii de pe munte? Probabil că sunt foarte multe. Unul dintre ele aș vrea să-l spun în această seară. Fariseii cărora Domnul Iisus Hristos le vorbește trebuiau să înțeleagă că deși legea lui Moise nu este eliminată așa cum se așteptau și cum credeau ei, ea dimpotrivă este dezvoltată și este interpretată de Domnul Iisus Hristos în perspectiva Noului Testament. Și toată partea morală a legii din Vechiul Testament este reluată de Domnul Iisus Hristos și este interpretată din perspectiva Noului Testament pentru împărăția lui Dumnezeu. Cui a fost dedicată predica de pe munte? Este ușor de observat, capitolul 5, versetele 1 și 2, în primul rând ea a fost dedicată ucenicilor. Cuvântul Domnului spune, când a văzut Iisus noroadele, s-a urcat pe munte și după ce a stat jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Pe cine? Pe ucenicii care s-au apropiat. În primul rând, predica de pe munte este dedicată ucenicilor Domnului. Ei au fost instruiți în spiritul scopului împărăției lui Dumnezeu pentru ca să devină eficienți și să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu cu omenirea de aici încolo. În al doilea rând, predica de pe munte a fost dedicată și mulțimilor care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. Capitolul 7, versetele 28 și 29 spun, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite. Asta înseamnă că au auzit ce a spus Domnul Iisus Hristos. Sigur, în al treilea rând, predica de pe munte este dedicată tuturor cititorilor Bibliei din toate generațiile, inclusiv generației noastre de oameni născuți din nou, care îl urmăm pe Domnul și care înțelegem că predica de pe munte nu este un fel de al doilea decalog al Noului Testament, ci dimpotrivă, ea privește comportamentul și caracterul omului lui Dumnezeu. Aș vrea în această primă lecție să facem o introducere a acestor trei capitole care însumează predica de pe munte și să ne aducem aminte, să avem proaspăt în minte ce teme tratează aceste trei capitole Bibliei, pe care mai apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, în joile următoare, le vom dezbate puțin mai în amănunt. Observați, vă rog, că tema capitolului 5 este dreptatea. Tema capitolului 6 este închinarea și tema capitolului 7 este judecata. Marea problemă a generației de atunci, care era caracterizată de o vinovată superficialitate, era faptul că oamenii aceia erau preocupați de dreptate, de închinare și de judecată doar de formă, în forma exterioară a existenței lor.
timp în care neglijau caracterul. Acesta era lucru pe care ei îl neglijau cel mai mult. Spuneam duminică și repet în această seară, spiritualitatea unei biserici se exprimă prin comportamentul ei, a unui individ, a unei familii. Adică nu poți fi spiritual timp în care nu ai caracter. Ori Domnul Iisus Hristos, prin predica de pe munte, țintește asupra comportamentului uman în toate detaliile lui, spunând cu alte cuvinte că omul lui Dumnezeu nu trebuie să se preocupe doar de partea exterioară a lucrurilor timp în care în interior este dezordine spirituală și morală. Și el trebuie să aibă mintea și sufletul aliniat sau aliniate la voia lui Dumnezeu. Și expresia gândurilor și simțămintelor să fie una naturală în ceea ce privește practicarea neprihănirii. Revenim la capitolul 5. Capitolul 5 sau adevărata dreptate. Aici Domnul Iisus Hristos prezintă trei explicații despre adevărata dreptate. Prima este ce este adevărata dreptate. Capitolul 5, versetele de la 1 la 16. Ce este adevărata dreptate? Fratele Marius a citit doar de la versetul 1 la 12, însă adevărata dreptate merge până la versetul 16. Primele 16 versete vorbesc despre adevărata dreptate. Haideți să spicuim câteva lucruri de aici. În primul rând, versetul 3, atitudinea noastră față de noi înșine. Atitudinea noastră față de noi înșine. Versetele de la 4 la 6. Atitudinea noastră față de păcatele noastre. Versetele de la 7 la 9. Atitudinea noastră față de Dumnezeu. Versetele de la 10 la 16. Atitudinea noastră față de lume. Aceasta este adevărata dreptate. Adevărata dreptate din interior, pe care o purtăm în conștiință, se exprimă, în primul rând, față de noi înșine, apoi față de vinovăția noastră pe care o conștientizăm în relația spirituală cu Dumnezeu, apoi față de Dumnezeu și apoi față de oamenii care ne înconjoară, fie ei buni sau răi. În al doilea rând, cum se obține adevărata dreptate? Această temă este tratată în versetele de la 17 la 20. Aici Domnul prezintă câteva gânduri. Primul, putem încerca să distrugem legea. Versetul 17, prima parte. Putem încerca să distrugem legea. Domnul Iisus ne asigură că nu face parte dintre intențiile și scopurile Lui, ci dimpotrivă, El a venit să împlinească legea în cele mai mici detalii. Și aici vreau să mă opresc doar pentru o clipă, știind că nu-i suficientă clipa, dar totuși, măcar la modul general, vreau să mă opresc și să spun următorul lucru. Pentru foarte mulți cititori de Biblie, încă nu este clar dacă legea Vechiului Testament mai trebuie împlinită sau nu. Foarte mulți oameni spun așa, legea Vechiului Testament nu mai trebuie împlinită. Însă, în Deuteronom, citim textul de binecuvântare. Legea Vechiului Testament spune să nu te închini la idol și noi nu ne închinăm la idol și predicăm să nu ne închinăm. Spune să nu ne facem chip cioplit și noi nu ne facem chip cioplit. Legea Vechiului Testament spune să nu avem alți dumnezei și noi suntem de acord cu asta. Legea Vechiului Testament spune să nu furi, să nu minți, să nu curvezi, să nu poftești. Și noi suntem de acord cu toate acestea. Ce înțelegem noi prin lege atunci când spunem că legea Vechiului Testament nu mai este bună? Acest concept de lege este relativ neînțeles de cititorii Bibliei. Vreau să vă citesc două versete din Noul Testament cu privire la cuvântul lege al Vechiului Testament, pentru ca să fie o provocare pentru conștiința noastră în calitate de cititori ai Bibliei. Vă rog, redeschideți în Apocalipsa și rugămintea mea respectoasă și insistentă este joi seara cel puțin, luați Bibliile cu dumneavoastră. Aveți nevoie să priviți cu ochii dumneavoastră în Biblia dumneavoastră. În felul acesta vă veți obișnui mai bine cu cuvântul Domnului și nu veți depinde de predicator, ci veți depinde de propriul obicei de a citi Biblia. Deschidem în ultima carte a celor 66, la capitolul 12. Și citim versetul 17. Balaurul mâniat pe femeie
s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Priviți acest moment escatologic, adică al sfârșitului, că Balaurul s-a dus să nimicească pe cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Se pare că în Noul Testament predicatorii accentuează foarte mult mărturia lui Iisus Hristos și neglijează puțin poruncile lui Dumnezeu ca unele care n-ar mai trebui împlinite. Dăm pagina și la capitolul 14, versetul 12, citim în continuare. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus. Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Observați ce asociere solidă este făcută între poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Ele două nu pot fi detașate. Nu există credință în Iisus fără exprimarea acesteia prin împlinirea poruncilor. Adevărata credință în Iisus Hristos se exprimă și se dovedește prin cunoașterea și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. În felul acesta dovedim credința noastră în Dumnezeu. Ioan ne învăța în Evanghelia sa și ne spunea, și dumneavoastră cunoașteți bine cuvântul acesta, Iisus a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Nu avem posibilitatea de a selecta cuvântul Domnului după cum ne place nouă, în funcție de doctrina bisericii din care venim, fie baptistă, fie penticostală, fie de alt fel. Biserica penticostală nu are o Biblie penticostală, ci Biblia lui Dumnezeu este Biblia bisericii penticostale și a bisericii baptiste și a bisericilor lui Dumnezeu. Vai de biserica care își permite să fie selectivă în luarea versetelor din Biblie, adică acesta da, acesta nu. Tot cuvântul Domnului ne-a fost dat pentru ca să-L cunoaștem și să-L împlinim. Noi nu avem poziția și calitatea să selectăm din Scriptură ce trebuie împlinit sau nu. Tot cuvântul Domnului trebuie împlinit. Nimic nu este vechi și nimic nu este nou. Totul este cuvântul Domnului. Nimic n-a fost pentru o dată și nimic nu va fi pentru viitor. Totul e pentru prezent. Este o responsabilitate uriașă să cunoaștem și să împlinim cuvântul Domnului. Mergând mai departe, în versetul 17, a doua parte, observăm că putem căuta să împlinim legea, putem să distrugem legea și putem să împlinim legea. Și aceasta este alegerea noastră. Și în al treilea rând, versetul 19, putem să învățăm pe alții legea Domnului. Observați trei posibile atitudini. Distrugem legea, 2. Împlinim legea, 3. După ce o împlinim, noi învățăm și pe alții să o împlinească, începând cu cei din casa noastră. În felul acesta putem obține adevărata dreptate. Dreptatea lui Dumnezeu este legată în mod serios de legea lui Dumnezeu. Nu există dreptate fără lege, nici în societatea umană, nici în societatea divină. Adevărata dreptate se face cu legea. Dacă n-ai lege, e confuzie. Dacă nu ai legea să oprești la roșu și să pleci la verde, atunci e o mare confuzie și harababură. Dar pentru că roșu te oprește și verdele îți spune să pleci, aceste două mici legi fac ordine în intersecție. Ce ar fi lumea umană fără lege? Avem legi și legea conturează dreptatea, sprijine dreptatea și promovează dreptatea. Acesta este rostul legii și în împărăția umană și în împărăția lui Dumnezeu. A treia parte, al treilea principiu, vă vorbeam de trei principii, de trei explicații ale capitolului 5. Primul a fost ce este adevărata dreptate, 2. Cum se obține adevărata dreptate, 3. Cum operează adevărata dreptate în plan practic, în plan comportamental și zilnic. Acesta este capitolul 5, suntem doar la capitolul 5, versetele de la 21 până la sfârșit, respectiv 26. Nu, respectiv 48. În primul rând, aici este important să observăm că Domnul Iisus Hristos ia 6 legi
din Vechiul Testament și le interpretează în perspectiva Noului Testament. Încă o dată, este important să observăm că Domnul Iisus Hristos ia 6 legi din Vechiul Testament și le interpretează în lumina Noului Testament, spunând că nu există legătură mai mare decât legătura dintre Vechiul și Noul Testament. Diferențele care le facem, le facem noi în funcție de prejudecățile și de fisurile de educație spirituală și biblică pe care le avem. Vechiul și Noul Testament nu sunt separate, ci sunt puse împreună ca să compună Biblia. Vechiul Testament nu este vechi în sensul că este depășit. Prima lege pe care o ia Domnul din Vechiul Testament și o actualizează în perspectiva Noului Testament este uciderea. Observați versetele de la 21 la 26. S-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun acum în Noul Testament, e prea puțin să nu ucizi. Dintr-o dată se desprinde un principiu care sună așa. Măsura de revelație descoperită de Dumnezeu la un moment dat în istorie hotărăște măsura de neprihănire la momentul acela. Încă o dată. Măsura de revelație la un moment dat în istorie hotărăște măsura de neprihănire la momentul acela. Să dau câteva scurte exemple ca să devină limpede ce am spus. Dumnezeu îi spune lui Avram, du-te și ucide-ți copilul. Și Avram se duce. Întreb, de ce se duce? Pentru că la vremea aceea măsura de revelație pe care Dumnezeu o descoperise încă nu conținea, îți este interzis să aduci jertfă umană. De-abia mai târziu a venit legea și a spus să nu ucizi. Atunci încă nu exista această lege. Nu exista nicio reglementare. Revelația în vremea lui Avram a fost foarte subțire. Puține lucruri s-au cerut lui Avram. Însă, de-a lungul istoriei, Dumnezeu în fiecare zi și în fiecare perioadă istorică a mai descoperit noi valențe ale voiei sale. Și pentru generația următoare s-au mai adăugat alte porunci și pentru generația următoare alte porunci și de-a lungul generațiilor până astăzi s-au tot adăugat la porunci și astăzi noi avem toată suma poruncilor lui Dumnezeu și s-a încheiat revelația divină. La Avram era doar puțin, că el a fost la început și Dumnezeu îi cere, du-te și omoară-ți copilul. Dacă astăzi ar veni un înger noaptea la mine în vis sau treaz și mi-ar spune, du-te Luigi și omoară-ți copilul, nu este așa că pe bună dreptate eu aș crede că la diavolul? De ce? Eu știu că Dumnezeu a spus să nu cumva să aduci jertfe umane, să nu cumva să ucizi, dimpotrivă să iubești și să ierți. Dar în vremea aceea nu era făcută clar încă voia lui Dumnezeu pentru Avram. Uciderea în plan fizic a fost o interdicție a Vechiului Testament. Însă în Noul Testament Dumnezeu devine mai pretențios pentru că începe să se explice și spune nu numai atunci când omor fizic înseamnă ucidere, ci și atunci când omor imaginea cuiva, ponegrindu-l și vorbindu-l de rău, și atunci când jignești cu tupeu și obrăznicie un om, fiindcă nervos fiind îi spui cuvinte urâte de genul prostule, nebunule, și așa mai departe, atunci ești la fel de vinovat ca omul din Vechiul Testament care ucidea trupul. Uciderea în Noul Testament capătă valențe care ne obligă pe noi la mai mult decât să nu ucide trupul unui om, ci a nu-i ucide reputația, a nu-i ucide imaginea lui sau a familiei, a nu-i ucide profesionalismul, a nu-i ucide trecutul. Nu-i spune nimănui, prostule, că ești nervos, ești nepocăit, nu nervos. Exod, capitolul 20, versetul 13, este porunca despre să nu ucizi în Vechiul Testament.
în Vechiul Testament, iar în Noul Testament este reluată în Matei, capitolul 5, repet, versetele de la 21 la 26. A doua poruncă pe care o abordează Domnul luându-o din Vechiul Testament este adulterul. În Vechiul Testament, aceeași carte, Exod, capitolul 20, versetul 14, adulterul este interzis. Și Domnul Iisus Hristos acum ia adulterul din Vechiul Testament, care se referea la relația fizică intimă dintre bărbat și femeie, dincolo de cadrul căsătoriei, adică nepermisă. Și o explică în Noul Testament și îi dă niște valențe mult mai exigente decât relația intimă între bărbat și femeie în afara căsătoriei. Și spune Domnul între versetele 27 și 32... S-a zis în vechime să nu curvești, dar în Noul Testament asta e prea puțin. Eu acum vin și vă spun, eu acum vin și explic. Orice cine se uită la o femeie a și curvit. În Vechiul Testament era interzis doar să curvești, adică în afara căsătoriei să ai o altă relație extramaritală. Dar în Noul Testament lucrurile se complică, Dumnezeu devine mai exigent. De ce? Pentru că măsura harului s-a dublat, s-a triplat și s-a înmiit. Revelația lui Dumnezeu a explicat cu mult lux de amănunte. Nu mai e ca în Vechiul Testament simplu să nu curvești. Dar îți poți permite să-ți imaginezi și să te gândești la orice, să te uiți după femei și să le poftești în inima ta. Asta îți poți permite, dar numai să nu ajungi la relația fizică. Noul Testament spune, e prea de tot să ajungi la relația fizică, dar e interzis și să poftești cu ochii și să te gândești cu mintea și să-ți imaginezi în inimă cum ar fi să. Cât de mult se complică în legătură cu acest păcat Noul Testament. Nici să nu te uiți, să-ți întorci privirea și... Nu-i suficient doar să-ți întorci privirea, să-ți întorci și gândul de acolo. Să-ți ții gândul în control, să nu-l lași să se ducă. Pentru că tu te poți depărta de o femeie, dar gândul tău poate să rămână cu ea. Ăsta e păcat, ăsta e adulter în Noul Testament, ăsta e adulter moral. Cât de mult se complică legea Domnului în Noul Testament. De ce? Pentru că Dumnezeu, atunci când face investiția mică, cere puțin. Când face investiție mare, cere mult. Și noi, când investim 50 de dolari, nu ne așteptăm la ce profit. Dar când investim 500 de mii de dolari, ne așteptăm la un profit pe măsura investiției. Atunci când plătești un dolar pe ceva, nu te aștepți să cumperi mare lucru. Dacă când plătești 1000 de dolari pe ceva, te aștepți la un lucru grozav. Cu alte cuvinte, așteptările sunt direct proporționale cu investiția. Domnul Dumnezeu în Vechiul Testament a spus scurt, să nu ucizi, să nu curvești. În Noul Testament spune, dacă îl jignești pe un om e ca și cum l-ai fi ucis. Dacă îți imaginezi în minte păcatul cu o femeie, chiar dacă nu te mai uiți acolo, că te vede cineva, că te uiți după ea, și îți imaginezi doar în mintea ta și nimeni nu știe decât tu și Dumnezeu, Dumnezeu califică atitudinea aceea a minții și a inimii, pofta aceea pe care nimeni nu știe decât tu și Dumnezeu, o califică adulter. Bărbații ai Domnului, acesta este cuvântul Domnului în Noul Testament legat de subiectul adulter. Unde suntem noi aici? Ne fac nouă bine filmele cu imagini murdare? Ne fac nouă bine toate imaginile care prezintă femeia cu toate insinuările ei care provoacă poftă în interiorul nostru? Și ne determină să ne manifestăm și imaginile acestea se stochează în conștiința noastră și devenim robi ai lor și subconștientul le prelucrează și se manifestă prin poftă și vrem să ne sfințim, astfel de oameni nu se vor sfinți în vecii vecilor. Trebuie o minte curată ca să ai o inimă și o viață curată. Statisticile spun că în Chicago, dintre 35 de oameni care mor într-o zi, unul este ucis. De asemenea, statisticile spun că păcatul sexual, păcatul adulterului, începe cu dorința omului din interior, iar dorința este alimentată de ce vede și de ce aude. Poți controla ce vezi, poți controla ce auzi. Nu asculta surse care te conduc la poftă.
Nu privi la surse care generează patimă și nu te mai poți opri și din rău mergi în mai rău. Stăpânește-te la început, fugi de tot ce pare rău. Predica de pe munte este absolut indispensabilă pentru noi. Ea reglează comportamentul nostru. Nu-i suficient să venim la biserică, e important să venim la biserică. Dar atunci când venim la biserică, ne facem vulnerabili față de Dumnezeu care ne educă, care ne ridică, care ne maturizează. Când nu venim la biserică, nu suntem vulnerabili pentru Dumnezeu, pentru că Evanghelia nu ajunge la noi. Când am intrat în biserică, prin cuvântul de predică în mod special, dintr-o dată devenim vulnerabili prin faptul că Evanghelia pătrunde în interiorul nostru și îl modifică. Al treilea păcat al Vechiului Testament pe care Biblia îl ia în Noul Testament și îl prelucrează în perspectiva acestuia este divorțul. Nu am să insist asupra acestui păcat acum. Al patrulea este jurământul. Observați, de la versetul 33 până la versetul 37, Domnul prelucrează în perspectiva Noului Testament jurământul din Vechiul Testament. Spune Domnul, ați auzit că în vechime era interdicție să juri pe pământ, pe cer sau pe capul tău. Acum, nu numai că e interzis să juri pe cer sau pe pământ, e interzis să juri pe nimic, nici măcar să nu juri, ci pur și simplu să spui da. Cuvântul tău, da, este egal cu jur. Nu-i suficient să spui cuvinte care mă asigură că ai spus adevărul. Pe cuvântul meu, crede-mă, să mi se întâmple nu știu ce dacă nu spun adevărul. Când eu te aud spunând așa, îmi dau seama că numai când spui așa, spui adevărul. Dar dacă n-ai fi spus asta, ai obiceiul să minți. Un om al lui Dumnezeu când a spus da, e da, când a spus nu, e nu, clar. N-avem nevoie de asigurări de tot felul, de propoziții care ne asigură. A cincea poruncă care este preluată de predica de pe munte și este analizată în perspectiva Noului Testament este luarea revanșei. Aici este vorba de versetul 38 până la 42. Ați auzit că în vechime s-a zis, dacă cineva îți scoate ochiul drept, tu tot pe dreptul să-l scoți. Dacă ți-l scoate pe stângul, tu tot pe stângul să-l scoți. Adică ia-ți revanșa. Ce ți-a făcut el, fă-ți și tu. Legea talionului. Dă-i înapoi. Legea talionului. Aveai dreptul ăsta. Îți dădea cineva o palmă, n-aveai dreptul să-i dai două, ci doar una. Dar dacă îi dădeai cu palma închisă, era suficient. În Noul Testament, Domnul reglementează această atitudine și spune așa. Oricui te lovește peste obrazul drept, nu numai că să nu îl dai înapoi, dar tu să îl întorci pe stângul. Asta nu înseamnă neapărat că noi facem pe sfinții și rugăm pe cineva să ne dea bătaie ca să ne demonstrăm neprihănirea. Ci asta spune ce atitudine de om reținut trebuie să ai și nu cumva să-ți permiți să iei revanșa. Ia-ți revanșa când cineva se roagă mai mult decât tine. Ia-ți revanșa când cineva e punctual la biserică. Ia-ți revanșa când cineva postește o zi pe săptămână. Ia-ți revanșa când cineva iartă și iubește. Nu-ți lua revanșa când cineva bârfește și minte și lovește și strigă. Că nu-ți trebuie carte pentru asta. Dimpotrivă, cuvântul Domnului spune, oricine vrea să se judece cu tine, lasă-l în pace. Și aici există o propoziție câteodată dificil de interpretat. Dacă te silește cineva să mergi o milă de loc, tu să mergi două. De ce a implementat Domnul această afirmație? Ce legătură are mila de loc? Scumpii mei, în vremea aceea, Imperiul Roman, când a cucerit Israelul și a anexat Israelul la Imperiu și l-a obligat să plătească tribut și să accepte dominația romană prin așezarea de guvernatori care erau ajutați de pichete militare care sprijineau guvernatorii și impuneau legile acestora care veneau de la Cezar, de la Roma. Atunci romanii au dat o lege pe care evreii erau obligați
să o accepte fie că vor, fie că nu vor. Și legea era următoarea. Orice roman care ducea o sarcină, o povară, o greutate în spate și întâlnea un evreu, avea dreptul să-l oblige pe evreu să-i ducă o mailă greutatea din spate. Evreul era obligat, prin faptul că era supus Imperiului Roman, să ia greutatea din spatele romanului și să o ducă o mailă. Atât, o milă de loc. Era obligat. Și Domnul acum vine la acești evrei care erau umiliți. Imaginați-vă că eu mergeam fuga la un doctor că mi s-a îmbolnăvit copilul și vreau să-mi dea niște ceaiuri, niște leacuri ale vremii. Și mă întâlneam cu un roman care ducea un stâlp, un lemn mare sau, mă rog, ducea ceva. Și ăsta îmi spunea, hei, unde te duci, rabinuțule? Ia vină încoace. Ia ăsta și du-l o mailă. Și eu eram obligat să-mi neglijez interesul meu și copilul meu care era pe moarte și să duc greutatea o milă. Asta înseamnă un kilometru și trei sferturi. Imaginați-vă ce umilință. Unde te prindea un roman, te punea să-i duci greutatea pe care o căra în spate. Ce umilință teribilă. Imaginați-vă dacă noi, emigranții români, am fi obligați atunci când un cetățean american ne întâlnește pe stradă, ne obligă să-i dăm un dolar și noi suntem obligați să-i dăm. Sau ne obligă să îi ștergem geamurile. Sau, mă rog, așa, dau niște exemple, poate puierile. Dar vreau numai să actualizăm ce umilitor era în vremea aceea să împlinești legea aceasta. Și Iisus spune, ori romanii vă obligă o milă să le duceți greutatea. Fiți atenți ce vă spune Iisus Hristos, voi să o duceți două. Cum să-L iubești pe Iisus? Păi în loc să-i nimicești pe romanii ăștia, să ne lase în pace și să nu mai fim obligați să le ducem greutatea o milă, tu care ne iubești și te crezi împăratul nostru, crezi că ne faci bine dacă ne dublezi amarul și umilința? Cât de dificil a fost Domnul de înțeles în vremea aceea. Oamenii priveau aspectul fizic al problemei. Iisus privea aspectul duhovnicesc al problemei. Și astăzi este la fel. Dacă interpretezi firește predica mea, te vei lua de faptul că-s prea îndrăzneț, te vei lua de faptul că cine mai știe ce, dacă interpretezi firește un anunț din biserică, dacă interpretezi firește decizia comitetului, dacă interpretezi firește atitudinea unui dirijor sau a unui ușier, spui, mă, dar tu cine ești să-mi spui mie unde stau? O atitudine firească. Și firește așa este. Cine ești tu să-mi spui mie unde stau? Am venit în America, într-o țară liberă, stau unde vreau. Dar duhovnicește, noi suntem un popor ales, un popor cu rânduieli, un popor cu respect și iubire unul față de altul. Și acum depinde cum gândesc. Cum gândesc? Gândesc cum sunt. Luarea revanșei. Domnul Iisus Hristos spune, nu numai să nu-ți iei revanșa, dar să faci mai mult decât te obligă și te umilește omul acela, pentru ca tu să demonstrezi prin atitudinea ta că vii dintr-o altă împărăție, ai alte legi și ai un alt stăpân. Ultima dintre cele șase porunci pe care Domnul le ia din Vechiul Testament și le oferă în Noul Testament perspectiva acestuia este iubirea vrășmașilor, versetele 43 la 48. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Așa s-a zis în vechime. Îți e prieten? Îmbrățișează-l. Ți este dușman? Spui, ia pleacă-mă de aici până nu încurci. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmași, nu-i urâți. Iubiți pe vrăjmași, nu-i urâți. Nu vă iubiți doar prietenii, iubiți-vă și vrăjmașii. Vrăjmașii? Da. Trebuie să recunoaștem că în mod biologic, în mod omenesc, noi ne iubim prietenii. De asemenea, trebuie să recunoaștem că omenește, noi suntem tentați să ne urâm vrăjmași. Dar dacă suntem duhovnicești, ne impunem și cerem ajutorul Domnului, pentru ca și față de vrăjmași să avem o atitudine de respect, de iubire și de îngăduință. Adică să nu ne punem la mintea lui, să nu ne răzbunăm și să nu-i facem cum ne-a făcut el nouă, ci dimpotrivă, noi să-i dovedim bunătate timp în care el e rău cu noi. Sigur că el firește spune, bă, da, slabiu ăsta, stai să-i mai dau una, că și așa nu se pricepe să-mi răspundă cu aceeași monedă. El te crede slab, dacă nu cumva altfel. Dar de fapt tu ești duhovnicesc atunci.
Până vine Iisus, pierzi. Dar când vine Iisus, câștigi. De fapt, când vrei să câștigi? De fapt, ce vrei să câștigi? Viața aceasta sau pe cealaltă? Pe amândouă nu se poate. Capitolul 6 are o altă temă, adevărata închinare. Tot capitolul 6 vorbește despre închinare. Aici Domnul nu mai ia 6 lucruri pe care să le explice, ci ia doar 3. Observați-le, vă rog. 3, ba chiar 4. Primul, dărnicia noastră, versetele de la 1 la 4. Priviți, vă rog, în Biblia dumneavoastră, capitolul 6 din Matei, versetele de la 1 la 4 vorbesc despre dărnicie. Versetele de la 5 la 15 vorbesc despre a doua temă, despre rugăciune. Dărnicia înseamnă închinare. Rugăciunea înseamnă închinare. Postul înseamnă închinare. Versetele de la 16 la 18. Observați, vă rog, că al șaselea capitol din Matei ne prezintă felul în care noi ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu și acest fel prin care ne închinăm devine comportamentul nostru față de Dumnezeu. Adică exprimăm închinarea prin comportament. Expresia comportamentului definește caracterul. Omul lui Dumnezeu trebuie să aibă un caracter duhovnicesc, iar acest caracter duhovnicesc se exprimă printr-un comportament duhovnicesc. Asta înseamnă că omul lui Dumnezeu se va închina prin dărnicie, se va închina prin rugăciune, se va închina prin post. Când este vorba de rugăciune, observați că Domnul specifică puțin câte ceva. Versetele 7 și 8. În primul rând trebuie să ne rugăm cu sinceritate. Asta nu este chiar simplu și dumneavoastră știți ce spun. Versetele de la 9 la 13. Trebuie să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Și dumneavoastră și eu avem cunoscuți care zic, dacă vin la adunare și mă rog să-mi dea o mașină, îmi dă. Așa gândesc oamenii. După voia lui Dumnezeu trebuie să ne rugăm. Apoi, de la 16 la 18, Biblia ne spune să ne rugăm într-un spirit de iertare a celorlalți oameni. Biblia ne spune să ne rugăm în spiritul de a ierta pe oameni. Adică atunci când noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte, trebuie să ne amintim că mai întâi trebuie să facem noi primul pas și să iertăm pe oamenii care ne-au greșit. Postul nostru este un al treilea fel în care ne închinăm. Câteva lucruri despre bogăție, pentru că întotdeauna Biblia vorbește foarte mult despre bani, foarte mult despre bogăție. Despre bogăție, despre mândrie și despre adulter, aceste trei păcate universale, Biblia vorbește foarte mult. De ce? Pentru că omul la nimic nu este mai predispus decât la aceste trei păcate. Lăcomia, mândria și adulterul. Dacă priviți la cei mai mari bărbați ai lui Dumnezeu care au căzut vreodată în păcat, veți constata că a căzut printr-unul dintre aceste trei păcate. Aceste păcate nu sunt doar un singur păcat, ci un complex de păcate. De la 19 la 34, în capitolul 6, Domnul vorbește despre folosirea bogăției și spune așa, versetele de la 19 la 24, despre riscul înrobirii bogăției. Domnul nu vorbește împotriva bogăției, vorbește împotriva atitudinii de înrobire față de mine. Adică e bine să am bani, dar să nu mă domine banii pe mine, să nu fiu robul lor, ci să-i cheltui cu discernământ și să-i administrez ținând cont și de stăpânul meu care mi-a dat și de nevoile lucrării lui în care sunt implicat. Apoi, de la 25 la 30, Biblia vorbește despre depreciere. De la 31 la 33, vorbește despre riscul pierderii mărturiei atunci când suntem robiți de bogăție. Și apoi, versetul 34, vorbește despre pierderea bucuriei în ziua de astăzi, despre pierderea bucuriei în ziua de astăzi. Spre exemplu, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, astăzi. Astăzi ocupați-vă de astăzi, nu te necăji tu pentru ziua de mâine astăzi, că îți pierzi bucuria astăzi. Și mâine îți vei pierde bucuria gândindu-te de la poi mâine și așa în fiecare zi vei pierde bucuria mereu. Al șaptelea capitol și încheiem. Prezintă adevărata judecată. Despre lucrurile acestea vom vorbi în amănunt la vremea potrivită, acum facem doar o trecere în revistă introductivă.
adevărata judecată. În primul rând, în versetele de la 1 la 5, Biblia vorbește despre judecata față de mine însumi. Adică eu trebuie să mă judec pe mine. Singura persoană pe care am dreptul să o judec sunt eu. Am dreptul să judec atitudinile altor oameni, dar nu oamenii. Pe oameni n-am dreptul să-i judec. Pe oamenii judecă Dumnezeu. Dar atitudinile altor oameni am dreptul să-i judec. Biblia vorbește despre prorocie, despre slujire, toate acestea pot fi evaluate, judecate în sensul de evaluare, să vedem dacă sunt pentru zidirea bisericii sau nu. Versetul 1. Nu vă judecați ca să nu fiți judecați. Asta înseamnă că odată noi vom fi judecați pentru că astăzi ne permitem să ne judecăm semenii. Nu ne-a pus nimeni să facem asta. O facem din invidie, o facem din gelozie, o facem din mândrie și din aroganță. Versetul 2. Suntem deja judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. Versetele de la 3 la 5. Pentru a-i judeca pe alții, pentru a califica faptele altora, trebuie neapărat să avem lumină, o lumină duhovnicească. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare la bârna din ochiul tău? Un om care nu e în stare să se judece pe el, nu are dreptul să judece faptele altuia. Adică timp în care eu mă neglijez pe mine, văd soția altuia, dar pe-a mea nu o văd. Văd copiii altuia, dar pe-a mei nu-i văd. Văd predica altuia, dar pe-a mea nu o văd. Văd slujirea altuia, dar pe-a mea nu o văd. Tot timpul sunt concentrat la alții, timp în care pe mine mă îndreptățesc mereu. Eu întotdeauna am dreptate. Acesta este un spirit de judecată strâmb și trădează o judecată imperfectă și ascunsă de lumina Duhului Sfânt. Nu e expusă la lumina Duhului Sfânt. În al doilea rând, judecata altora, de la 7 la 20, vorbesc de versete, de la versetele 6 la versetul 20. Versetul 6 spune motivul pentru care judecăm. Versetele de la 7 la 11 spun posibilitatea și mijloacele pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să putem judeca. Versetul 12 ne spune despre principiul pe care să-l avem atunci când judecăm. Versetele de la 13 la 20 ne spune baza pe care noi trebuie să o avem atunci când judecăm, când cântărim, când evaluăm, când calificăm. Versetele de la 13 la 14 vorbesc despre două căi și de la 15 la 20 despre doi pomi. Și închei cu următorul gând care mi se pare minunat aici, în predica de pe munte. Observați un lucru. Cele două căi presupun începutul credinței, începutul vieții spirituale. Cei doi pomi presupun creșterea și maturizarea spirituală, iar cele două case presupun sfârșitul credinței. Încă o dată. Cele două căi presupun începutul relației spirituale cu Dumnezeu. Sunt două căi pe care o alegi. Cei doi pomi presupun maturizarea și mergerea pe calea Domnului, iar cele două case dovedesc dacă am început și am mers bine până acolo, prin faptul că sfârșitul va fi rușinos sau încununat de glorie. Adică, Biblia spune, sunt două case și te uiți la ele la fel. Au amândouă aceleași camere, amândouă aceleași ferestre și uși, aceeași culoare, sunt identice. Însă atunci când vine uraganul, când vine cutremurul, când vine furtuna, dintr-o dată una rămâne în picioare, alta se duce jos. Când spune Domnul asta? Domnul spune asta în urma versetelor când vorbește despre proroci și spune: păziți-vă de prorocii mincinoși. Aici nu se referă neapărat la proroci, ci se referă la cei care vorbesc în numele Domnului, care aduc mesaje din partea lui Dumnezeu. Poți să aduci mesaje din partea lui Dumnezeu printr-o cântare prin care te inspiră Duhul Sfânt.
printr-o predică inspirată de Duhul Sfânt, printr-o prorocie, printr-o vedenie, printr-o descoperire de altfel. Și Biblia spune, păziți-vă de oamenii aceia. Oamenii aceștia contribuie la clădirea pe care noi o facem. Cei mai mulți oameni din adunare își clădesc credința în Iisus pe spusele predicatorilor. Este adevărat, frați și surori, vă rog să acceptați ce spun. Cei mai mulți oameni din adunare își clădesc credința în Dumnezeu pe spusele predicatorilor, pe spusele prorocilor, pe spusele oamenilor care, indiferent cum se numesc, vorbesc în numele Domnului. Și dacă ei spun, fraților, așa e bine să facem, dintr-o dată masa de oameni din biserică face așa. Noi călăuzim poporul alături de proroci, alături de văzători, alături de cântăreți, toți cei care spunem cuvinte din partea lui Dumnezeu. Dacă noi călăuzim strâm, poporul se duce strâm. Pentru că poporul respectă ce spunem noi și au încredere măcar într-o anumită măsură în ce spunem noi. Și Biblia spune, păziți-vă, adică fiți atenți, măsurați, cântăriți, nu aveți o încredere oarbă, că nu e normal. Iar la sfârșit spune, două case la fel, dar când vine furtuna, una se duce, alta nu. De ce? Pentru că felul în care ai început și ai mers, se dovedește de-abia la sfârșit, când vine furtuna. Frați și surori, acestea sunt temele predicii de pe munte. Toate versetele acestea biblice, 107 la număr, 4 dintre ele sunt narrative, adică vorbesc despre ce a făcut Iisus, 2 în introducere, 2 în încheiere. Iar toate celelalte versete biblice, 107 la număr, sunt pur și simplu afirmații făcute de Domnul. E învățătura al Domnului. Pe parcursul celor 3 capitole, 5, 6 și 7. Este o bogăție spirituală pentru noi și copiii noștri. Să ne luăm timp, să ne oprim asupra acestor versete și să încercăm în funcție de lumina Duhului Sfânt să pricepem care este voia lui Dumnezeu. Pentru ca comportamentul, caracterul nostru să exprime spiritualitatea noastră, să-L satisfacă pe Dumnezeu, să ne apropie pe noi de El. Iar atunci când se va întoarce Domnul, casa noastră să nu se prăbușească, ci dimpotrivă să rămână în picioare și El să ne spună, rob bun și credincios, vino. Te-am pus peste puține lucruri, dar acum intră în bucuria stăpânului tău. Aș vrea să ne rugăm Domnului, frați și surori, în primul rând pentru cercetarea Duhului Sfânt din această seară. Apoi să ne rugăm pentru perioada aceasta de timp când vom expune lecții biblice din predica de pe munte. În primul rând, Dumnezeu să vorbească către noi, iar în al doilea rând, noi să ne luăm timp și să-L ascultăm. Pentru că păcatul antichității, adică superficialitatea, începe să devină și păcatul nostru. Ne rugăm Domnului să nu fim superficiali, ci dimpotrivă să avem interes pentru viața noastră spirituală. Pentru că în felul acesta avem interes pentru cer. Domnul vede asta și ne va răsplăti. Frați și surori, ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.